care sunt pașii care au fost făcuți până în acest moment și cu ce, eu știu, dificultăți v-ați lovit pe parcursul acesta? Deci, din păcate, primăria Semeni a avut rol de cobai în achizițiile cu AFIRU, Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale, pentru că au semnat contract de finanțare la sfârșitul anului 2017. În 2018 au vrut să pornească procedura de achiziție cu proiectare și execuție pentru urgentarea și absorbirii fondurilor europene și a avea cât mai repede un rezultat concret al acestei achiziții. Însă, Marea Agenție de Finanțare a Investițiilor Rurale a ajuns la concluzia că ei nu dețin o procedură proprie pentru proiectare și execuție și nu au fost de acord să desfășoare o astfel de procedură. Adăugând în felul acesta nejustificat la legea 98 a achizițiilor publice, contrazicând prevederile Directivei Europene 24 din 2014. După îndelungi discuții și dispute cu AFIR-ul regional de la Constanța, până la urmă primăria a cedat pentru a nu întârzia nejustificat absorbția acestor bani și a făcut o procedură separată pentru proiectare și după aceea a lansat procedura de execuție a lucrărilor. Din cauza acestor întârzieri, iarăși a avut un ghinion fantastic în procedura pentru execuție lansată în 2018, când au intervenit modificările cu OUG 114 pe 2018 cu salariu minim din construcții, nu a mai reușit să mai vină niciun ofertant să mai depună o ofertă, pentru că trebuiau reactualizate toate datele investiției. A cerut proiectanților să se facă reactualizarea, s-a făcut reactualizarea și astfel abia în 2019 s-a putut relansa procedura pentru execuție, ajungând acum în 2020 la început de an că să avem o procedură în sfârșit finalizată cu un câștigător declarat pe care îl așteptăm să vină să semneze contractul. În ciuda faptului că astăzi a fost publicată invitația prin intermediul SEAP-ului, care funcționează ca o platformă digitalizată, fiind administrată de către Agenția Digitală a României, dânșii la telefon au spus că nu au remarcat comunicarea de invitare pentru semnarea contractului făcută pentru ora 10 și că cer un răgaz să vină abia la ora 1 astăzi, dar asta în urma intervenției telefonice a domnului primar. Deci, iarăși, vă spun, au avut un pic de ghinion fiind cobai în toate cu această procedură, dar să sperăm că cel puțin execuția va decurge într-un mod normal, fără niciun fel de probleme de acum încolo. Lucrări de amploare în localitățile comunei Semeni și sunt lucrări care sunt așteptate de oameni poate de zeci de ani, pentru că o astfel de stradă, cum este cea din spatele noastră, n-a văzut niciodată asfaltul. Cum vedeți aceste lucrări în momentul de față și care este planul pentru perioada următoare? Da. Străzile localității Semeni, comunei Semeni de fapt, acum o să vadă pentru prima dată culoarea asfaltului. Știți că ne confruntăm cu o mare problemă. Avem un proiect din 2017, de fapt proiectul este început în 2015, a fost lansat de fezabilitate, în 2017 am reușit să obținem finanțare de la AFIR, e un proiect pe bani europeni, sunt măsura 7.2 reabilitare drumuri comunale pe o lungime de 6,7 km, reabilitare drumuri comunale începând cu asfaltare, rigole de scurgere, preolare de apă, pentru că fiind o comună așezată pe o zonă de relief foarte, foarte multe dealuri și pantă de scurgere foarte mare, nu putem să facem astfel de drumuri decât cu rigole de scurgere. Trebuie făcută cum scrie la carte. Ce să vă spun? Am avut un ghinion fantastic pentru că la ora actuală trebuia proiectul implementat. Trebuia implementat, cred că la nivelul anului 2019 trebuia să fie terminat. Dar datorită faptului că ați discutat și cu consultantul nostru pe achiziții,
Am făcut prima dată procedură, achiziție, proiectare plus execuție. Am mers cu el, l-am depus la AFIR, a zis, domnule, nu e corect, trebuie să faceți că AFIR-ul nu aprobă decât procedurile simplificate, dar pe proiectare separat, pe execuție separat. Am revenit cu proiectare separat, după ce am terminat procedura de proiectare, am primit adresa de la AFIR că se poate face procedura proiectare plus execuție. Ghinionul nostru, ghinionul comunei Seimeni. Acum am terminat și procedura de achiziție pentru execuție. Sper că astăzi trebuia să semnăm contractul. Cei de la Strabag au zis că s-au prevalat o scuză că nu au văzut în SICAP notificarea, adresa de notificare. Când sperați, când credeți că oamenii vor vedea asfalt pe aceste străzi pe care le lucrați acum? Eu sper că până la sfârșitul anului, de fapt, procedura pentru constructori este de 12 luni. Sper că până la sfârșitul anului 70% din proiect să fie executat, să ne rămână o foarte mică parte să facem în 2021. Dar eu zic că 70% din străzile comunei Seimeni care sunt prevăzute în proiect să fie asfaltate până la sfârșitul anului. La intrarea în localitatea aici, la Seimeni Mici, ați făcut și o zonă mai deosebită, un trotuar frumos, o zonă de părculeți, ați plantat pomi. Spuneți-ne câteva cuvinte și despre această lucrare. Această lucrare este aprobată și făcută prin banii Consiliului Local. Este aprobată în decembrie 2019. O facem cu gospodăria comunală, gospodăria noastră a Consiliului Local, unic acționar la gospodărie este Consiliul Local Seimeni. Am gândit acea zonă verde, pot să-i spun o zonă verde, în ideea că intrarea în localitate era sub orice critică. Și dacă tot o să venim cu asfaltare, nu mai venim după aceea să venim să intrăm cu utilaje, să intrăm, să putem să stricăm exact ce ne chinuim să facem acum. De-aia am făcut și rigolele în Seimeni. Toată lumea a zis, prealabil, toată lumea a zis, domnule, s-a pus șerban și a făcut rigole, o să cadă mașinile în rigolă. Peste tot, pe toate drumurile naționale, pe toate drumurile europene, sunt rigole și nu sunt numai mașini în rigolă. Deci trebuiau făcute. Neapărat trebuia făcute, pentru că acum, în momentul când venim cu asfaltarea, nu mai stricăm. Vine, se asfaltează până în marginea rigolii, toată apa care vine o preia rigola, nu mai avem probleme. Vedeți și dumneavoastră ce înseamnă Seimeniu, pe ce deale amplasat satul.